Imediat, oameni buni, imediat ajungem și la aceste discuții. O avem și pe Anca Lungulețe invitată în câteva clipe să vorbim despre ce e bine să mâncăm în această perioadă și ce poate e bine să evităm. Dar întâi de toate vreau să vă spun că Mircea Solcanu a fost invitatul meu la podcastul Acasă la Măruță și a făcut o serie de mărturisiri incredibile despre noua lui viață, despre vechea lui afecțiune, despre credință, despre miracole. Iar câteva momente din acest podcast le puteți vedea și dumneavoastră acum, așa că Mircea Solcanu, priviți! Ce faci? Cum e? Spune-mi unde ești acum. Cum te simți? Că am citit tot felul de știri despre tine. Sunt pensionar. Asta e pe bune? Da, vorbesc serios, da. Am cuponul de pensie, am unul la mine. Cât ai pensie? Aoleu, pensia aia minimă de ajutor este 1100 de lei pentru că am și niște datorii la NAFI mai mică. Și în același timp mai ai niște bani pe care îi primești? Din cauza problemelor de sănătate. Ah, da, 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 primești indemnizație de handicap, pentru că sunt persoană cu dizabilități, așa zic. Dar ce s-a întâmplat? Cum? S-au adunat, m-am dus cu lista tuturor afecțiunilor de care simt în fața unei comisii, cred că și s-au uitat cum de mai mișc și mai râd, așa. Tumora din cap nu trece, timpala ureche nu mai îmi crește, îmi pierd auzul și la cealaltă ureche așa ușor, așa. Prima problemă majoră a fost când? În 2012? În 2012, da, când am descoperit tumora. O tumoare pe creier? Da, o tumoare pe creier. Cum ai descoperit-o? Deci am călătorit cu avionul, nu mai știu unde am fost și m-a durut foarte tare capul în momentul în care pilotul a hotărât să zboare mai jos decât era plafonul la care eram obișnuit. Și atunci m-am dus la Aureli și am zis, bună ziua, mi s-a înfundat urechea, știți, am mers cu avion, dar a trecut de atunci vreo lună jumate și nu s-a mai desfundat. Și atunci doamna doctor Safta, căci ea este doamna doctor Daniela Safta, s-a uitat și a zis să, hai să punem niște antibiotic, nu știu ce, că arăta ca un polip, știi? Până la urmă m-a trimis la un CT și mi-a zis, bine că n-am înțepat, pentru că da, aceea este o tumoră. Care mi-a spart timpanul și a ieșit, deci, din cap în afara urechii. Deci mi-a spart timpanul din interior spre exterior. Și te-ai dus la Viena? Da. În țara noastră nu se opera tumora respectiv, glomus o cheamă, și atunci singurul care opera cu succes așa, era un doctor în vârstă de la Viena. Știi cum spuneam lucruri așa înainte să plec la operație? Dar cum e că lucrurile alea chiar s-au întâmplat? A zis, băi, eu nu plec să mă operez. Eu am o întâlnire cu Dumnezeu, mi-a dat o întâlnire și în urma acestei întâlniri vedem cum plecăm. La cabină sau la cală? M-au ținut la terapie intensivă că a durat 8 ore. Operația. Da, și doar jumate mi-au scos din tumoră, știi? Nu cred. Da, acum s-a refăcut cu totul. Din 8 centimetri am mai rămas strâm cu 4. Acum cred că am din 9, cred că am mai mult de 8, cred că am 9. Așa numai că se mută în partea asta, ți-am zis, la nervul optic. M-am trezit din operație. Așa, m-au dus în fire la camera mea acolo și stăteam eu așa, știi, întins, că mă durea capul aici, că aici era operația și eram întins. Partea dreaptă. Da. Și de unde stăteam eu în pat, vedeam ușa de la intrarea pe coridorul de la spital. Și la un moment dat îl văd pe Vlad Voiculescu că intră și după el intră Tudor Chirilă. Știi? Zic, zic, eu cred că sunt anesteziat. Eu, până atunci, nevăzându-mă niciodată în viața mea, sau neavând niciodată o întâlnire față în față cu Tudor Chirilă. Intră la mine și că, băi, mă aflam la Viena și zice, am aflat că te-ai operat și am venit să te văd și așa. Ce frumos! Băi, dacă n-am văzut că mi-e așa, eu ți-am zis și admiram. Mi se pare superb gestul lui. Băi, am vrut să țip pe holul spitalului, băi, idioților, la mine a venit Tudor Chirilă la spital, știi? Adică, deja nu mă mai durea nicio operație, deci nu trecuseră 24 de ore de la operație. Uite, tot vorbind de Dumnezeu, povesteai un lucru care, la fel, e extrem de interesant, cu rozaliu pe care l-ai la gât. Ah, da, de la Sfântul Anton. Da, eu merg la Biserica Catolică, la Constanța, la Sfântul
Sfântul Anton. Era chiar Sfânta zi de Crăciun și stăteam eu acolo și, pentru că eram singur, două prietene de ale mele de la Tech, eu m-au invitat și au zis că hai să vom face Crăciun împreună și ele erau cu tatăl lor și au zis... vină la noi de Crăciun. Și am zis, oh, ce bine că nu sunt singur de Crăciun. Așa. Dar înainte m-am dus, zic, până mă duc la ele, hai să mă duc și la biserică. Și eu am dus la biserică, stăteam acolo în genunchi și așa, și eu am mulțumit lui Dumnezeu, zic că eu mulțumit cu ce am. Chiar aveam la mine să-l reduc cadouri și nu știu ce și așa. Și zic, n-am primit și eu un cadou, zic așa, ceva... Adică era ziua de Crăciun și tu spuneai... Da, da, un câștig, da, da, asta ziceam, un acolo, era, un, era un gând altă, era un dialogul meu, așa. Și la un moment dat, o doamnă mă bate așa pe umăr și îmi pune în mână o cutiuță. Eu știu ce mi s-a pus în mână, mă întorc, așa, îi zic mulțumesc, așa, mă uit, o cutiuță, era un rozariu, știi? Chiar ăsta pe care l-ai legat? Da, 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 chiar ăsta, da. Și era acest rozariu, foarte frumos, așa. Am vrut să-i mulțumesc doamnei, dar a mai găsit-o cineva pe doamna respectivă? Eu stăteam într-o bună zi acum și mă gândeam, bă, doamna respectivă poate nici nu a existat cu adevărat. Știi, pe cuvânt, că așa se dispară cineva. Adică tu ai primit rozariu în tata, ai văzut că e o femeie, da, și ai vrut să da, știi că, da, știi că acest rozariu, el, la Biserica Catolică, el vine la pachet cu o rugăciune care se face zilnic. Adică asta este un exercițiu spiritual, nu e un obiect vestimentar, să ne înțelegem. Pe fiecare bobiță din asta se spune câte o rugăciune, adică nu... E așa, știi? Da, așa face Dumnezeu cadou, știi? Adică îți fac și un cadou, dar și la treabă, știi? Că... Ai spus că singur. O aveai pe mama ta, pe ai pierdut-o? Când... Da, am pierdut-o acum 2 ani. S-a îmbolnăvit la un moment dat și a trebuit să... Pentru că, da, noi trăiam fiecare din pensia lui. Și așa, nu ne-am permis, îți dai seama. Multe lucruri m-ar veni, adică aceste tratamente și la un moment dat ea n-a dorit să facă chimioterapie, că i s-a părut foarte rău. Din ianuarie până în mai a trebuit să am grijă de ea și că n-aveam, adică nu aveam bani pe cine să pun să plătească, să stea cu ea sau să o îngrijească sau așa. Și am stat eu. Și... Doamne, a fost cumplit. A fost ceea ce o să spun acum nu este spre onoarea mea, dar eu întotdeauna m-am asumat și iubesc adevărul că de asta am făcut meseria asta. Am trăit efectiv din pensia mamei care era 1460 de lei. Două persoane am trăit din banii ăștia. De... în condiții în care și mama îmi plătea și atunci și mai plătit și chirie și aia și aia la altă și... Pentru că tu stai cu chirie. Da. Și... La un moment dat n-am mai plătit curentul. Mi-au tăiat curentul. Am stat și fără curent. O, Doamne. Și... Tot mama mi-a plătit și curent. Dumnezeu acolo, așa, tot, da, la 42, deci de, între 40 și 42 de ani, mama m-a întreținut din 1460 de lei pensie și v-am spus, nu e spre onoarea mea, că spun, bă, dar ce ai stat așa? Mi s-a dat și incapacitatea totală de muncă acum, știi? Că nu mai pot să muncesc. Și pentru că sunt totală. Destul de multe afecțiuni, da, de la tumoara, de pe creier, da, de la pierderea uzului, de la tot, da, felul de alte, de, da, alte probleme. Da, da, da. Dacă pe referatul la medical sunt cu 14 liniuțe. Tu întotdeauna ai fost un tip care, nu știu, ai privit și cu umor toate problemele prin care ai trecut? Păi dacă nu le privești altfel, ne-am jurat nebun. Adică n-ai avut momente în care simțeai, da, că nu mai poți și nu mai vrei să vorbești cu nimeni, să nu mai auzi de nimeni? Ba da, am trecut în acești 10 ani și prin astfel de momente. Oh, Doamne! Dar deci, am avut și gânduri de suicid și de tot felul. Ba da, cum să nu? Dar știi cum? Multă lume are, puțin... știi? Bine că nu am... La un moment dat m-am gândit, zic, băi... O să mor, o să mă găsească ăștia ca pe Cristina Țopescu, zic. La fel. La fel. Singură.
vorbeam, nu i-a zgâlțit nimeni de ușă o săptămână și... Te doare sufletul câteodată că nu mai bate nimeni la ușă sau nu te mai caută nimeni? Nu. Că Dumnezeu aude ce vorbesc cu oamenii respectiv când eu nu sunt de față. Mă gândesc că nu mai bat pentru că așa își manifestă Dumnezeu dorința, iubirea față de mine. Au fost mulți ani în care am văzut viața cum se întâmplă numai de pe fereastră și n-am ieșit din casă. Când s-a întâmplat asta cu pandemia, mie mi s-a părut cea mai proastă glumă. Și la asta spune că eu să trăiesc de ani de zile, să nu ies din casă. Ce mi se pare așa nemaipomenit, dragilor? Zic. Când s-a întâmplat pandemia, pentru mine a fost revelion. Era cum trăiam eu. Și zic, ce vi se pare așa, că zic eu așa trăiesc de, nu mai știu de cât trăiam, de ani de zile așa. Am fost introdus în această pandemie pregătit, adică ca și cum fusesem la cursul de stat în casă, de făcut ce să fac în casă. Măi, au fost, cred că vreo 5 ani în care m-am uitat în continuu la filme. În continuu, dar știu, în continuu. Vedeam și câte 13-14 filme pe zi. Asta îți dădea putere să mergi mai departe? Așa. Nu, dar asta era viața mea. Și pe aceea dormeam câteva ore, iar mă trezeam, iar alte filme și alte filme și alte filme. Măi, la un moment dat, nu mai erau filme. La televizor te mai uitai? Nu. Păi una dintre primele persoane care ți-ai recunoscut orientarea sexuală, nu? Dintre persoane publice, nu? Da. Iar acum am și recunoscut că am renunțat la ea. Stai că asta nu știu cum e. Cum adică? Bine, nu poți să fii, băi, acum, Doamne, trebuie să simt. Cum adică? Am renunțat la homosexualitate, la țigneala asta din... Da. Păi și poți să... Da, pentru că dacă eu am văzut că lui Dumnezeu nu-i face plăcere această treabă, de ce aș face în continuare? Dacă vreau să construim o relație. Păi nu se construiește așa o relație, se construiește așa. Mai lași tu de la tine, mai lași eu de la mine. Eu am lăsat de la mine asta. Și tu cum ai zis? Doamne, nu mai vreau dacă să... Dacă ție nu-ți place asta, eu renunț la asta pentru tine. Păi și cum ți-ai dat seama că ai renunțat? Dar nu că mi-am dat seama. A fost alegerea mea deplină și conștientă. Și tu cum ți-ai dat seama că nu mai ești? Exact cum ai zis mai devreme. În momentul în care m-am botezat și i-am spus lui Iisus Hristos, eu doar pe tine te aleg. Și restul lumii nu mă mai interesează. Suntem noi doi și restul lumii. Da, asta nu înseamnă că în viitor nu-ți vezi o relație nu. Cu o femeie lângă tine. Nu, păi dacă nu e negru, e alb. Ce asta? Dar nu mai există nici așa, nici așa. Da.